2.10, 2.10, încep cronicile astrale pe Tele7 APC. Cu această ocazie făceam și o probă de sunet. Observați că îmi lipsește lavaliera, microfonul este în altă parte, aici în studio. Lucrăm la procesele de optimizare tehnică, sperăm că de data aceasta va fi cu succes și rubrica de sunet. Nu mai vin niciodată la filmare cu metroul. Eu las mașina la o margine de București și vin cu metroul până la sediul Tele7, pentru că de fiecare dată pe drum apar evenimente imprevizibile. De data aceasta, pe scările de la metrou, un cetățean mi-a rostogolit subiectul acestei emisiuni, pentru că eu am venit cu o idee în cap și iată că mă prezint în fața voastră cu altă perspectivă, dar promit ca ideea respectivă să fac turul emisiunii săptămâna viitoare. Deocamdată e mult prea proaspătă în urechile mele replica pe care un tânăr i-a dat-o unei alte tinere de aceeași vârstă, cei doi reieșea din discuție că au 20 de ani. Așa că, dintr-o dată, iată-ne vorbind nu despre bani, cum aveam de gând, o vom face data viitoare, ci despre progresism. Pentru că în acest dialog dintre doi tineri de 20 de ani la care am asistat involuntar, se discuta despre o terță persoană care dădea semne de misoginism, de xenofobie, precum și de alte minusuri de personalitate. Și atunci tânărul a exclamat: suntem în 2022, cine mai este rasist în zilele noastre? Am tot auzit la generațiile de după 2000, chiar și la copiii mei cei mari, această expresie, suntem în 2020, acum 2022 deja, suntem în secolul 21. Cine mai face treaba asta în zilele noastre? Cum poate să fie așa în 2000 și ceva, în anii 2000? Și mă gândeam la idealismul acestei perspective și la acest progresism, care, iată, e un fel de curent ideologic care bântuie pe planeta noastră, suflă din toate părțile, mai ales în generația de după 2000, care am înțeles că se numește generația Z. O să mai investighez în privința literelor. Acest progresism, iată, vine cu la pachet cu foarte mult idealism. Tinerii noștri, ca să mă exprim și eu în registrul lor, tinerii din ziua de astăzi, copiii din ziua de astăzi, adolescenții, precum și tinerii, spunem, în jurul vârstei de 20 de ani, pleacă de la premisa că suntem într-un punct al istoriei care legitimează rezolvarea foarte multor probleme care au măcinat această planetă de-a lungul zecilor de mii de ani de când ea este locuită. Prin urmare, copiii, adolescenții și tinerii se așteaptă că în anul 2022 să nu mai existe anumite categorii sociale sau anumite ideologii. Exemplu. Cine mai gândește așa în 2022? Iată, cum poți să fii rasist în 2022? Cum adică să nu accepti căsătoria între persoane de același sex în anul 2022? Cum poți să fii așa în anul 2022? Perspectiva este clar idealistă, n-are nicio legătură cu realitatea și, din păcate, acești copii, acești adolescenți și acești tineri, în momentul în care vor experimenta relațiile cu alte generații sau chiar cu generația lor pe propria piele, deci în momentul în care vor aduce cunoașterea despre lume într-o zonă empirică, deci când o vor trăi pe propria piele, vor coborâ cu picioarele pe pământ într-un mod brutal, agresiv. Și cu cât mai mare este idealismul, cu atât mai puternic va fi impactul la ciocnirea cu realitatea. Ideea aceasta de progresist, de fapt ideologia aceasta progresistă,
promovează principii egalitare pe toate liniile, promovează egalitatea de șanse, promovează valorile moderne și clasifică sau etichetează drept perimate depășite toate tradițiile. Nu avem nevoie de tradiție, totul trebuie să fie modern, totul trebuie să fie adaptat la cerințele vremurilor de astăzi. Așa că s-a dus perioada persecuției, perioada lipsei de egalitate. S-a dus perioada în care, de exemplu, oamenii puteau să fie rasiști, xenofobi, sexiști. Numai că această perioadă s-a dus doar în mintea unora. Pentru că tradiționalismul este necesar pentru a menține o stare de echilibru. Mai ales că ideea aceasta progresistă vine la pachet cu o temă pe care am mai dezbătut-o de-a lungul timpului. Probabil una dintre cele mai mari bombe chimice pe care Statele Unite au lansat-o în lume, conceptul de corectitudine politică. Corectitudinea politică rudă cu acest progresism ne face să credem că oamenii trebuie să fie protejați, că minoritățile au toate drepturile, că discriminarea trebuie eliminată în orice fel de împrejurare, astfel încât am ajuns să trăim într-o lume unde adevărata minoritate o reprezintă majoritatea. Am discutat într-o întâlnire trecută despre circul de la Eurovision. Haideți să ne ducem puțin peste ocean să vedem ce se întâmplă pe la premiile Oscar, unde nu avem voie să vedem în fiecare an paritate, adică nu avem voie să vedem lipsă de paritate între albi și negri care câștigă trofee. Este obligatoriu ca cel puțin un actor de culoare să câștige un Oscar sau un regizor de culoare. Pentru că altfel se cheamă discriminare. Negrii sunt discriminați. Prin urmare, vin și vă întreb unde este egalitatea de șanse din moment ce s-a stabilit din start o cotă parte de pentru o anumită minoritate. În România știm că lucrurile nu funcționează ca atare, deși am văzut studii care laudă ascensiunea femeilor în fruntea organizațiilor, mai ales în mediul privat, dar dacă ne uităm în Parlament sau la componența guvernului, vedem cât de progresistă este România. Nici nu mai știu dacă în momentul acesta mai avem o femeie care se ocupe un fotol de ministru, parcă era una. Progresismul acesta aduce validare pentru ceea ce, din punct de vedere numerologic, înseamnă transformare odată cu dispariția din data de naștere pentru majoritatea celor născuți după anul 2000 a cifrei 1. Numărul 1 pe care îl avem în data de naștere toți cei născuți înainte de anul 2000 aducea nevoie de comunicare, nevoie de contact direct, nevoie de împărtășirea unei informații într-un anume cadru unde să existe prezență fizică. După anul 2000, pandemia, iată, a venit în ultimii ani să ne ajute să ne lămurim că se poate foarte bine totul la distanță, fără contact fizic, fără viață socială. Numărul 2 nu încurajează aceste interacțiuni fizice. Nu încurajează comunicarea. Încurajează, bineînțeles, principiile lunare, ca să facem corespondența dintre numerologie și astrologie, pentru că 2 este numărul lunii, adică este numărul universului domestic. Iată, fiecare lucrează din colțul lui, din biroul lui, din patul lui. Familia devine centrul de operațiuni, teatrul de operațiuni al fiecărui om. Cine are familie, dacă nu rămâne casa, rămâne câinele, rămân pisicile, pentru că
iată, inclusiv posibilitățile de manifestare socială sunt din ce în ce mai reduse din pricina ascensiunii tehnologiilor și comunicațiilor la distanță, care, iată, nu putem să nu observăm că într-adevăr ne dezumanizează. Deci dispare odată cu generațiile care se nasc după anul 2000 nevoia aceasta de contact direct, de umanitate palpabilă, de umanitate care se conectează prin intermediul simțurilor. Distanța devine principiul de interacțiune. Ce se întâmplă în acest context? Se nasc copii care nu mai au repere în planul concret, nu mai au repere practice, trăiesc într-o lume virtuală și au așteptări foarte mari. Bineînțeles că acești copii au niște părinți care la rândul lor au niște proiecții asupra propriilor odrasle venite din niște lipsuri sau frustrări. Vorbim despre modelul părinților care n-au avut și care își educă copiii în spiritul lui a avea. Ne referim aici în principal la societățile totalitariste, la cei care am apucat comunismul în România și suntem într-o asemenea generație de părinți. Majoritatea își educă copiii proiectând asupra lor ceea ce ei n-au avut șansa să primească de la viață. De aceea, toate studiile psihologice, științifice, relevă că generația aceasta născută, generațiile născute după anul 2000, suferă, în principal, de o foarte slabă toleranță la frustrare. Acesta este termenul specific generației progresiste. Lipsa de toleranță la frustrare sau gradul foarte scăzut al toleranței la frustrare. De ce? Pentru că părinții au obișnuit pe acești copii să obțină tot ceea ce vor ei, mai mult de atât să obțină și ceea ce vor ei, dar și ceea ce și-ar fi dorit ei să aibă și n-au avut, la părinți mă refer, și mai mult de atât, acești părinți din generația lui 1, ultimii părinți din generația lui 1, să spunem, îi obișnuiesc pe copiii lor cu ideea că ceea ce își doresc trebuie să obțină acum. Dacă copilul bate din picior, bate cu pumnul în masă, se dă cu capul de pereți, în momentul acela copilul trebuie să primească. Copilul trebuie să fie satisfăcut. Nevoia lui primează. De aceea se nasc, după anul 2000, foarte mulți dictatori. Mici dictatori sau, cum se cheamă în psihologie, mici tirani. Jlaie extreme, deci în zona dezechilibrată a relației dintre părinți și copii, părinții frustrați din cauza lipsurilor, care își proiectează asupra copiilor golurile pe care trebuie să le umple, nasc mici tirani. În zona echilibrată, sigur, sunt foarte mulți care au un nivel de conștiință suficient încât să își dea seama că nu acela este rolul părintelui. Deci rolul părintelui nu este cel de a îndeplini dorințele copiilor. Nu știu dacă v-am mai povestit, eu celor mari le-am spus foarte tranșant, treaba noastră ca părinți este să vă asigurăm nevoile, nu dorințele, să aveți tot ceea ce vă trebuie pentru baza piramidei nevoilor, adică să aveți hrană, să aveți adăpost, să aveți confort, să aveți resurse pentru autoeducare. Dar mai mult de atât, nu suntem datori să facem. Mâncare și apă. Dacă deja primiți suc, înseamnă că îl primiți pentru că vreau eu, nu pentru că vi se cuvine în baza fișei postului de copil.
era un studiu comparativ între tinerii din România și tinerii din Elveția la un moment dat. În Elveția se pare că există această tradiție ca la 18 ani copilul să, chiar dacă este fiul de milionar sau de miliardar, să primească o mașină rezonabilă, la mâna a doua, funcțională, adică o mașină cu care se poate merge pe stradă. Iar acel copil, urcând treptele către viața de adult și de profesionist, urmează să își procure singur o mașină ultimul răgnet. Uitați-vă în România, la 18 ani, copiii au cheia de la ultima Tesla, care e și pe piață. Sau de la ultima... Era să zic de la ultimul... Da, nu vreau să mă duc în altă zonă. În orice caz, ați prins ideea. Copilul este născut cu merite și cu drepturi. Și vă reamintesc, cea mai mare nenorocire care se întâmplă în relațiile dintre copii și părinți, care se duce mai departe în relațiile personale, este sentimentul de îndreptățire. Copilul ajunge să creadă că îi se cuvine ceea ce primește și mai ales să creadă că el nu trebuie să facă nimic pentru asta. Dar vom dezvolta, promit, cu altă ocazie acest subiect, pentru că am o cazuistică impresionantă din ședințele de consiliere pe marginea relațiilor dintre părinți și copii, părinți care, desigur, devin victime ale acestei politici educaționale, nemai putând să-și stăpânească odraslele. Toleranța scăzută la frustrare, care în anumite cazuri la anumiți copii devine toleranță zero, conduce la manifestări nevrotice în masă. Conduce la un grad fenomenal de anxietate și de depresie în rândul tinerilor. De aia sunt depresivi. Dragi părinți și stimați educatori, din cauza voastră, din cauza că nu i-ați învățat cu lipsurile, din cauza că nu le-ați spus că nu li se cuvine, din cauza că le dați ceea ce n-ați avut voi și e posibil ca ei să nici nu aibă nevoie de așa ceva, tocmai pentru că le dați ceea ce ei nu au nevoie, ci ceea ce își doresc, aveți asemenea copii sau avem o asemenea societate, tocmai pentru că, dragi părinți care sunteți în cauză, considerați că voi sunteți datori să le îndepliniți dorințele, tocmai pentru că nu faceți diferența între nevoi și dorințe, și pentru că vă lăsați manipulați, șantajați, și pentru că trăiți în același idealism progresist care ne spune că părintele trebuie să fie un model pentru copilul său. Observați, progresismul, repet, este o formă modernă, contemporană de idealism. Trebuie să fiu cel mai bun, trebuie să fiu părintele model, trebuie să fiu părintele exemplu. De ce? Pentru că dacă nu sunt părintele perfect, copilul mă va părăsi. De fapt, în spatele acestor modele idealiste se ascund tot niște traume și niște ședințe de psihoterapie care n-au fost făcute la timp. Pentru că aceasta este explicația de ce vrei să fii părintele perfect. Pentru că ți-e frică să nu te părăsească copilul. Din potrivă, le-am spus ator părinți, în momentul în care îți dai seama că ți-ai făcut datoria de părinte, este momentul în care copilul îți spune că te urăște. Este momentul în care un copil îți spune că este atât de furios pe tine încât îi pare rău că ești tatălui sau mama lui. Acela este momentul în care îți dai seama că ți-ai făcut treaba. Pentru că rolul părintului nu este acela de a fi un ideal, un model. Rolul părintelui nu este acela de a se încadra în tiparul progresist. Părintele, vă reamintesc, nu trebuie să fie prietenul copilului. Ori săptămâna asta când am citit că ministrul educației s-a dus la o clasă de copii sau la o școală și le-a spus că promite că școala va fi mai prietenoasă, mi s-a făcut rău. Cum adică să fie școala prietenoasă? Păi acesta este rolul școlii? Acesta este rolul părintelui? Noi nu înțelegem conceptul de autoritate și vreau să vă spun că pentru acest concept am făcut o obsesie și
Teza mea de doctorat pe asta se întemeiază, pe analizarea conceptului de autoritate. Știți că fiecare are ceea ce se cheamă metafore obsesionale sau mituri personale. La mine, ideea de autoritate a devenit un asemenea mit personal. Pentru că mă uit și îmi dau seama că oamenii nu înțeleg rolul de autorității și părinții nu înțeleg că ei trebuie să fie niște factori de autoritate, nici de cum niște prieteni. Deci dacă nici ministrul învățământului nu înțelege asta, cum adică să faci școala mai prietenoasă? Păi profesorii sunt prietenii elevilor? Păi părinții sunt prietenii copiilor? În momentul în care tu te-ai pus în rolul de prieten, tu ai făcut să dispară ierarhia. În primul rând, ți-ai subminat propria autoritate. Deci de ce vrei, repet, să fii prietenul copilului, ca să răspund la întrebare? Pentru că ți-e frică să nu te respingă copilul. Ți-e frică să nu pățești ceea ce ai pățit tu când erai mic. Ți-e frică să nu ți se activeze rănile. Ți-e frică să nu pierzi poziția dominantă în societate sau ți-e frică să nu mai ai cu ce să te lauzi. Pentru că foarte mulți oameni trăiesc doar prin rolul de părinte. Ei găsesc succesul doar în acest rol. Revenim la domnul ministru și la școala lui prietenoasă și la faptul că v-am spus că era să cad de pe scaun, noroc că stăteam în picioare. Mi-am adus aminte de bancul acela din biserică. Povestește unul, zice: n-o să crezi, m-am dus la biserică și una și-a aprins o țigară. Deci era în biserică una lângă mine care și-a aprins țigara. Când am văzut, era să-mi cadă berea din mână. Ca să înțelegem unde s-a ajuns cu progresismul. Deci progresismul pleacă de la o criză între generații, iată, eu așa l-aș defini, este criza părinților nevindecați din generația 1, deci din generația de până la 1999, proiectată asupra copiilor născuți în generația 2, în generația de după anul 2000, când la majoritatea din data de naștere lipsește numărul 1. Sigur, numărul logic, vă dați seama că toți copiii care sunt născuți între 10 și 19 ale fiecare luni, toți copiii care sunt născuți în an cu 1, toți copiii care sunt născuți în luni cu 1, luna ianuarie, în luna octombrie, noiembrie, decembrie, unde avem cifra 1, toți copiii născuți pe 1 ale lunii, pe 21, 31, am spus deja între 10 și 19, toate combinațiile, ei au foarte multe rădăcini comune cu cei născuți în generația 1. Să vedeți că ei simt nevoia de contact, simt nevoia de împărtășire, simt nevoia de comunicare liberă, directă. Chit că folosesc foarte bine tehnologia în slujba lor. Și acesta este marele avantaj al copiilor care au 1 în data de naștere, faptul că ei nu devin sclavii tehnologiei și folosesc cu succes mijloacele moderne, ajungând să le stăpânească. Ceilalți riscă să fie stăpâniți de ele. Căci aceasta este tot o relație de putere între om și tehnologie și important este să fie, cum spunea cronicarul, să fie vremurile sub om, nu să fie omul sub vremuri. La fel și în relația cu mijloacele ultramoderne, să stăpânească omul tehnologia, nu să fie stăpânit de către tehnologie, cum este mai probabil să se întâmple la generații de după 2000. Pentru că nu e așa, la un televizor, pe TikTok, pe Instagram, nu există amenințările lumii reale. Am ajuns în foarte multe situații să trăim exact ca în acele scene hidoase din pandemie, în care la un concert oamenii, fiecare om avea o bulă, avea un spațiu delimitat. Deci trăim fiecare pe insula lui. Fiecare are o insulă. Nu mai trăim pe un continent. Da? După anul 2000 se trăiește pe insule. Fiecare cu insula lui. Așa că vă propun să ne gândim foarte serios la ceea ce lăsăm în urmă, la impactul pe care noi, cei din generația 1, îl avem asupra celor din generația 2 și la faptul că trebuie să învățăm tot noi, să ajutăm pe copiii noștri să construiască punți de legătură între aceste insule. Adică chiar dacă copiii noștri nu reușesc să își unească insulele și să formeze un continent, măcar să-i ajutăm să construiască poduri.
astfel încât să poată, sau tuneluri, sau măcar aeroporturi, ca să poată să facă trecerea de pe o insulă pe cealaltă și să stabilească obiective comune, pentru că altfel fiecare va rămâne prins în acest idealism progresist. Și mai ales va rămâne captiv în mintea lui, unde el crede că ar trebui ca lucrurile să se întâmple într-un fel. Atunci oamenii aceștia devin oameni utopici, oameni care trăiesc ca niște personaje din filmele la care se uită. Ei nu ajung să devină persoane reale. Deci după anul 2000 se nasc mai degrabă personajele. Oameni care își trăiesc filmele din capul lor fără să ajungă să le confrunte cu realitate. Pentru că este mai ușor să evadezi, este mai ușor să te ascunzi. Mai ales când ai spatele acoperit și mămica și tăticul îți rezolvă toate problemele. Mai ales că domnul Goe al lui Caragiale este deja un arhetip. Dăm peste el peste tot. Orice rezolvă mami, orice rezolvă tati. Copilul nu mai trebuie să se confrunte cu consecințele. Așa zice progresismul. Iar corectitudinea politică zice n-ai voie să-l persecuți, n-ai voie să-l pazi, n-ai voie să-l atingi. Sau mergem pe discriminare. L-ai exclus pentru că este bărbat. Băiat, l-ai exclus-o pentru că este fată. Orice mai, apropo de corectitudine politică combinată cu progresism, cea mai mare păcăleală și cea mai mare manipulare este prin această strategie de non-transparență care se cheamă GDPR, unde, bineînțeles, am înțeles, toată lumea are doar drepturi, asta știm, nimeni nu are obligații, toată lumea are drepturi, dar gândiți-vă la rezultatele concursurilor oficiale naționale de stat, unde, sau chiar la instituțiile private, nu ai voie să mai afișezi numele elevului sau numele studentului. Noi suntem niște coduri, noi suntem numerologie în stare pură. Noi suntem niște numere. Suntem ultimele 6 cifre din CNP. Noi nu mai știm cine este primul din clasă, cine este șeful de promoție, cine a fost admis. Vedem liste. Admiterea la masterul, nu știu de care, la nu știu ce facultate. Vedem 20 de persoane înscrise, 15 admise, 15 respinse, dar nu vedem persoana. Deci oamenii s-au depersonalizat, s-au dezumanizat, s-au volatilizat, s-au ascuns în insulele lor. Deci nu mai există. Oamenii nu mai există ca persoane. M-a spus, sunt personaje, sunt cifre. Noi suntem reduși la un statut abstract. Nu mai suntem ființe reale în carne și oase. Păi dacă este concurs public, de ce vii și mi-afișezi CNP-ul omului? Ca să nu știu cum îl cheam. El nu are identitate? Observați ce înseamnă asta. Înseamnă depersonalizarea până la nivelul anulării identității. Cum zic eu? Păi bineînțeles, de ce să se afișeze rezultatele la BAC, la concursele de titularizare, de exemplu, în învățământ? E foarte simplu. Să nu știe toată lumea cât ești de prost. Altfel ce ai avea de ascuns? Să nu știe toată lumea cine a luat 5, cine a luat 4, cine a luat 10. Totul sub pretextul protejării datelor personale. De cine le protejăm de extraterestri? Asta e ca datoria externă a statelor lumii. Știți că s-a determinat că țările de pe această planetă au o datorie externă de niște milioane, biliarde, bilii, nici nu se poate calcula în cifre. Și întrebarea de bază este, la cine avem, fraților, datorie? La extraterestri? Cui suntem datori? Așa și cu GDPR-ul și depersonalizarea oamenilor. Deci eu nu am voie să văd, de exemplu, la afișarea rezultatelor de la examenul de capacitate, adică de testare națională sau la examenul de bacalaureat, v-am spus, la admiterea într-o facultate. Nu am voie să văd numele. Și zic că e de bine. Ca să încheiem partea introductivă, vă lansez această provocare, ca să facem o sinteză, de a ne gândi foarte serios la ce lăsăm în urma noastră ca părinți din generația 1,
Și la modul în care putem să îi încurajăm pe copiii noștri născuți în generația 2 să își stabilească contacte între insulele lor. Ați văzut, apropo de insule, cum se reunesc la masă niște elevi, niște studenți, da? Sau, de exemplu, vin nepoți în vizită la bunică. Și bunica este singură pentru că cei 7 nepoți stau fiecare pe telefonul lui. Ați văzut scenele apocaliptice, penibile, în restaurante. Uitați-vă, la terasă. Toată lumea scoate telefonul. Da? Insulă lângă insulă, nu avem un continent, nu se mai comunică. Să trecem acum și la săptămâna 6-12 iunie. Încep cronicile. În ansamblu, avem o săptămână bazată pe continuitate, cu foarte mici diferențe față de săptămâna anterioară, mai mult de atât cu niște rezolvări ale unor aspecte tensionate sau riscante. Pe data de 3 iunie, Mercur știm că și-a încheiat mersul retrograd, dar până pe 12 iunie va fi în continuare în semnul Taurului. În schimb, planeta Saturn, aflată spre finalul zodiei Vărsător, și-a schimbat direcția de mers, dar în sens invers. Din directă a devenit retrograd. Deci iată că Mercur și Saturn au făcut schimb de direcție. Mercur a redevenit direct, iar Saturn a redevenit retrograd. Mersul direct al lui Mercur prin ultimele grade ale semnului Taur aduce o mai mare luciditate în privința modului în care noi ne folosim resursele. Știm să facem maxim cu ceea ce avem, știm să atragem bunăstarea și reușim să găsim soluții financiare chiar dacă situațiile par uneori foarte complicate. Mai mult de atât, săptămâna 6-12 iunie este marcată de un trigon pe care Mercur îl face cu Pluto din Capricorn, trigonul dintre Mercur și Pluto, aducând o reorganizare din temelii a unor proiecte, o regândire a unor strategii, aduce idei noi, aduce noi oportunități, noi posibilități de a face lucrurile altfel. Ne vin idei, ne vine gândul cel de pe urmă, ne vine în minte o persoană pe care o putem apela ca să ne ajute să rezolvăm o situație. De asemenea, pe fondul acesta al trigonului dintre Mercur și Pluto, ceva ce a ieșit prost sau n-a ieșit deloc poate să fie îndreptat, corectat, sau orientat către o direcție pozitivă. Așa că în săptămâna 6-12 iunie se pare că din foarte multe perspective în viețile noastre tot răul este spre bine. Saturn în mers retrograd este un tranzit destul de solicitant, mai ales pentru cei care îl au direct la naștere. Și aici trebuie să clarificăm niște principii de astrologie, pentru că se spune că este foarte bine să ai Saturn în mers direct la naștere, bineînțeles că este și adevărată această afirmație, pentru că cei cu Saturn în mers direct nu beneficiază, să spunem mai mult ironic, de același grad de răspundere ca și ceilalți. Persoanele care se nasc cu Saturn retrograd sunt responsabile de mici, au îndatoriri pe care le simt din copilărie, înțeleg ce înseamnă responsabilitate, înțeleg ce înseamnă simțul datoriei, înțeleg ce înseamnă să ai grijă altora, înțeleg ce înseamnă să porți pe umării tăi o povară, înțeleg ce înseamnă să-ți duci sarcini la bun sfârșit. Numai că, iată, Saturn 4 luni și ceva în fiecare an, are acest mers retrograd. Asta înseamnă că toți cei care de obicei sunt obișnuiți să le fie ușor și să le rezolve cineva problemele, intră într-un fel de
situație de blocaj, pentru că lucrurile depind foarte mult de ei. Ei nu prea mai au la cine să apeleze, trebuie să înceteze cu un anumit comportament bazat pe plăcere și să mai pună și osul la treabă. Așa că pentru cei care au Saturn direct la naștere, retrogradarea lui Saturn pe cer aduce mai multă muncă și mai multă nevoie de a se baza doar pe ei în rezolvarea unor sarcini. Cei care sunt născuți cu Saturn retrograd, în perioada de tranzit retrograd al lui Saturn pe cer, bineînțeles că n-au parte de nimic nou sub soare. Ei oricum erau obișnuiți cu răspunderea, cu datoria, cu grija pentru alții, cu calitatea muncii. Numai că există un element benefic în tot acest context, pentru că Saturn retrograd le aduce acelora cu Saturn retrograd natal șansa de a rezolva în sfârșit niște situații grele. Pentru că atunci când o planetă retrogradă în harta natală devine retrogradă și pe cer, în tranzit, face posibilă încheierea unor situații dificile sau lăsate în suspans. Așa că Saturn retrograd, pentru cei care au Saturn retrograd la naștere, este de bun augur pentru a duce la bun sfârșit niște proiecte, pentru a găsi soluții salvatoare, pentru a trage tare, dar și cu folos și eventual cu recompense. Adică apare sentimentul că faci, dar nu faci degeaba, că tragi, dar tragi cu un scop, că muncești, dar că la capătul efortului vor exista recompense. Recompensele pot să fie materiale, pot să fie de natură socială, pot să fie de natură profesională, pot să conste într-o imagine mai bună, într-o promovare, într-un loc mai înalt, într-o recunoaștere publică. Sunt patru marcaje în semnul Taurului, Mercur, despre care am vorbit, nodul nord, despre care știm, Uranus și Venus. Venus în domiciliu, Uranus acolo mult și bine pentru încă alții câțiva ani. Numai că în săptămâna 6-12 iunie, Venus se află în conjuncție cu Uranus. Deci Venus și Uranus fac conjuncție în semnul Taurului. Acesta, să spunem, este aspectul cel mai delicat al perioadei, întrucât el aduce niște izbucniri în relații. Pe de o parte, aduce sămânță de scandal în cupluri sau în casă, pentru că e vorba despre bani. Deci se poate ajunge la discuții din cauza banilor. Există o anume impulsivitate în cheltuieli. S-ar putea să ne vină o idee să facem o investiție peste noapte. S-ar putea să fim dispuși să dăm o sumă de bani destul de mare pe un produs care ne place. Așa că s-ar putea ca această conjuncție dintre Venus și Uranus, pe foarte mulți dintre noi, să ne pună în situația de a ne răsfăța, de a ne deschide buzunarele, de a ne deschide contul bancar, astfel încât să trimitem o sumă consistentă de bani către ceva ce pe noi ne împlinește, ne satisface, ne face să ne simțim mai bine în propria piele. Asta, bineînțeles, că nu poate să fie pe placul tuturor membrilor familiei, mai ales că e posibil să fie vorba despre o sumă care afectează bugetul tuturor. În altă ordine de idei, această conjuncție dintre Venus și Uranus arată foarte mare nevoie de independență și de libertate. Așa că acesta s-ar putea să fie subiectul preferat de dezbateri în cuplu sau în casă, iar această întâlnire dintre cele două planete să prilejuiască multe discuții pe tema ideii de control. Lasă-mă în pace. S-ar putea să fie un fel de slogan al săptămânii. Nu mă mai întreba unde mă duc. Dă-mi voie să ies. Și s-ar putea să avem de-a face cu familii unde copiilor li se interzice
o anumită acțiune, o anumită activitate, de exemplu ieșire în oraș, iar ei să nu asculte și tot să se ducă. Pentru că relația dintre Venus și Uranus arată o formă de rebeliune. Ne întâlnim cu rebelul din ceilalți sau fiecare dintre noi s-ar putea să-și manifeste o latură rebelă, o latură care are nevoie de libertate, o latură care nu poate fi îngrădită. Așa că vă anunț că în săptămâna 6-12 iunie cu toții vom simți pe propria piele o mai mare nevoie de a ne comporta ca niște ființe mai sălbatice, mai neîmblânzite, mai neduse la biserică. Bine, nu în parametrii care depășesc morala. Întrucât nu prea ne este ușor să stăm în tradiție, să stăm în canoane sau să respectăm niște tipare fixe. Este o săptămână, 6-12 iunie, a ieșirii din tipare. Este o săptămână în care vrem să ne facem pe alocuri de cap sau să întrecem măsura. În orice caz, totul în numele acestei idei de neîngrădire. Nu prea suportăm ca cineva să ne spună ce să facem și nu prea suportăm să ne simțim legați de mâini și de picioare. Dacă simțim toate aceste stări, cu siguranță conjuncția Venus-Uranus ne îndeamnă să reacționăm, iată, să devenim rebeli, să ne revoltăm și să nu ascultăm. Neascultarea este o temă de lucru pentru săptămâna 6-12 iunie. Cu alte cuvinte, cerem părerea sau nici măcar nu o cerem, dar facem tot ca noi. Așa că suntem destul de mult fiecare pe compropriu în săptămâna 6-12 iunie cu avertismentul acela celebru, atenție că fiecare pasăre pe limba ei piere, așa că depinde de fiecare până unde este dispus să întindă coarda sau să întreacă limitele. În rest, horoscopul pentru fiecare zodie în parte nu arată mult diferit față de săptămâna anterioară, bineînțeles cu diferite nuanțe pe care vom încerca să le punctăm. Am ajuns la Berbec. Suntem într-o săptămână în care berbecii își revin din punct de vedere material sau își regândesc o strategie financiară. Faptul că Mercur nu mai este retrograd în casa banilor le dă mai mult aplomb în a face niște investiții. Berbecii e posibil să fi amânat, o cheltuială este posibil să se fi privat de o anume investiție, să fi considerat că n-au suficienți bani, sau să fi pus un anume proiect pe, sau o achiziție, o cumpărătură importantă pe linia de așteptare. Dintr-o dată, berbecii au încredere în veniturile lor, au încredere în posibilitatea lor de a câștiga mai mult, devin mai curajoși și mai întreprinzători din punct de vedere financiar. Adică berbecii nu prea mai țin banii la saltea, ci bagă mâna în buzunar și sunt dispuși să plătească atât cât face sau atât cât li se cere. Foarte multe relații se învârt acum pentru berbeci în jurul banilor. Bani pe care berbecii trebuie să-i dea, bani pe care berbecii trebuie să-i ia. Este o continuă negociere săptămâna 6-12 iunie pentru acești nativi din prima zodie. Conjuncția dintre Venus și Uranus îi împinge pe berbeci la mici imprudențe, care pot să însemne inclusiv extravaganțe. De exemplu, dacă sunt pasionați de IT, să-și cumpere o licență ultra-sofisticată, ultimul răgnet de pe piață, indiferent de costul ei. Să mănânce la un restaurant foarte scump, fără să conteze prețul meniului. Să-și achiziționeze un obiect de vestimentație, dar obligatoriu de la casa de modă sau de la o firmă de lux. Standardele de calitate îi fac pe nativii berbec să își încalce niște principii financiare. Deci este o săptămână în care ei sunt dispuși să plătească mai mult decât ar fi dispus să plătească în alte circumstanțe. Există o atitudine generoasă a berbecului care lasă de la el
și mai bine mai adaugă ceva la preț, la bani, doar pentru ca în final toată lumea să fie mulțumită. Deci cumva berbecii caută o cale de mijloc și o găsesc în săptămâna 6-12 iunie cu ajutorul banilor. Așa că berbecii pot să își cumpere liniștea, pot să își răscumpere o greșeală dând niște bani, sau e vorba și despre acei berbeci care își manifestă iubirea prin resurse materiale. Ia de la tata 10 milioane și du-te în oraș, sau ia de la tata 5 milioane și nu-i spune mamei ce ai auzit când am vorbit la telefon. Uranus totuși în casa banilor îi predispune pe berbeci la anumite acțiuni non-conformiste și la o anumită și la anumite reacții imprevizibile. S-ar putea să vedem berbeci pe care din senin îi apucă o idee, îi apucă un gest sau o anumită reacție. Berbecul stătea liniștit și dintr-o dată se ridică de pe scaun și iese pe ușă fără să dea explicații. Berbecii nu prea dau explicații ei în general, dar aminte în săptămâna 6-12 iunie, ei acum apar, acum dispar, nu prea au ai ce să vorbești cu ei, pentru că berbecii insistă foarte mult să li se respecte libertatea, mai ales că Marte este acolo în domiciliu, la ea acasă și îi împinge către materializarea dorințelor. Deci, practic, în săptămâna 6-12 iunie, nici nu contează pentru berbec ce dorește celălalt. Așa că, dragi berbeci, nu vă pot povățui decât să păstrați măcar aparențele. Adică măcar să lăsați soțului, soției, partenerului, celui de lângă voi, să-i lăsați măcar impresia că vă consultați, pentru că, de fapt, berbecii în această săptămână au tendința de a trece peste toate limitele și de a trece peste capul celorlalți. Uneori ei uită să și întrebe, uită să ceară acordul, uită să verifice dacă este spre binele tuturor ceea ce au de gând ei să facă. În orice caz, ei simt că au scăpat dintr-o închisoare și pur și simplu se dezlănțuie. Este o săptămână în care foarte mulți berbeci au această senzație că efectiv ies dintr-o cușcă și încep să respire un aer mult mai sănătos. Taurii în săptămâna 6-12 iunie sunt rebelii de serviciu, sunt cei care ies din tipare, iată, tauri care nu mai sunt conservatori. Întâlnim oricum de vreo 3 ani încoace, de când a intrat Uranus în semnul lor, și o dată pe an, de fapt timp de o lună în fiecare an, vine și Venus acolo lângă Uranus. Este cazul săptămânii 6-12 iunie, când Venus în relație cu Uranus îi face pe tauri total nesupuși, total extravaganți, total progresiști, ultramoderniști. Taurii nu prea se mai recunosc în niște formule tradiționale, nu mai vor să facă alegeri care să corespunde cu niște norme sau cu niște standarde, și pe taurii interesează destul de puțin care sunt așteptările societății de la ei sau ce vrea lumea sau ce vrea celălalt. Taurul știe foarte clar ce vrea el. Și în săptămâna 6-12 iunie, taurii au această putere de a le impune altora propria voință. Ei știu ce vor și atunci ei fac ce vor ei. Așa că taurii au tendința de a-i pune pe ceilalți în fața unei alegeri foarte dificile, pentru că lucrurile sunt foarte simplu în esență. Ori faci ca taurul, ori rămâi fără taur. Și ori faci ce zice taurul, ori îți cauți fericirea în altă parte. De exemplu, foarte mulți tauri își caută acum, apropo de fericire, își caută acum împlinirea personală, fericirea în cuplu, într-o formulă non-tradițională. De ce trebuie să ne căsătorim? Taurul dintr-o dată nu mai înțelege această presiune a exteriorului, această presiune a normelor sociale împământenite de mii de ani,
El vrea să trăiască liber, el vrea să nu se mai căsătorească, vrea să mai copilărească, vrea să nu aibă suficiente angajamente. De ce trebuie el să-și asume niște responsabilități pe care poate să le amâne? Deci taurii cam își doresc să amâne responsabilitățile personale, așa că s-ar putea să vedem tauri care brusc se hotărăsc să se retragă dintr-o relație, care brusc anulează nunta și o amână peste 2 ani. Deci taurii s-ar putea să umble la niște angajamente bătute în cuie și să anunțe că totul se anulează. Să sune la restaurant și să spună nu mai venim. Inclusiv taurii sunt dispuși să plătească acum un preț material, financiar, adică preț concret. Să piardă un avans. De exemplu, unii tauri se pot răzgândi în privința achiziției unei case. Au dat avansul și se gândesc că pe următorii 25 de ani vor fi datori la bancă. Și atunci se hotărăsc mai degrabă să stea în continuare cu chirie, chit că ei pierd avansul, dar să nu se îndatoreze la bancă 25 de ani. Nu suportă sub nicio formă ideea de constrângere pe nicio linie nativii taur. Cu toate acestea, responsabilități ei au din belșug, dar pe linie profesională, parcă taurii au ceva de demonstrat, pentru că ei trebuie să își pună la bătaie toată competența, ei sunt evidențiați, ei sunt într-o relație foarte bună cu șefii, sunt membri marcanți ai echipei din care fac parte, sunt foarte bine văzuți din punct de vedere profesional, sunt solicitați, sunt consultați, sunt întrebați, sunt investiți cu încredere de către șefi. Așa că acolo vor trebui să se comporte la cel mai înalt nivel al lor și să respecte niște rigori. Să ducă lucrurile la bun sfârșit, să se prezinte la timp, să își țină promisiunile. Dar, repet, asta doar într-un context socioprofesional. La nivel personal, taurii s-ar putea chiar să acuze scurgeri de memorie. Pur și simplu să uite că avea o întâlnire, să uite să plece de acasă, să uite să se trezească dimineața. Așa că viața personală este total diferită, este scindată față de viața socioprofesională pentru nativul taur. Dacă taurul trebuie să se ducă la serviciu la ora 9, cu siguranță se va trezi. Dacă la ora 9 are o întâlnire de agrement cu un prieten, uită să pună ceasul să sune. E nevoie pentru sănătatea psihică a tuturor și de etape în care învățăm să flexibilizăm limitele. Și asta cam fac taurii în săptămâna 6-12 iunie, împing limitele sau le anulează sau depășesc în nenumărate situații măsura, tot în numele acestui principiu de neatârnare față de nimeni. Deci taurii vor să fie liberi ca pasărea cerului. Gemenii, în săptămâna 6-12 iunie, nu se prea pot lăuda cu foarte multă libertate. Ei au totuși libertate de mișcare, dar au toată atenția direcționată către niște scopuri foarte precise. Ei au dedus la îndeplinire niște sarcini. Deci, săptămâna 6-12 iunie vine pentru nativii gemeni cu obligația, deci nu cu posibilitatea, ci chiar cu obligația de a materializa ceva ce nu s-a întâmplat până acum. Gemenii sunt prinși în mai multe proiecte, după cum le stă în fire. Și atunci ei trebuie să le termine cam pe toate. Este o săptămână în care vin niște scadențe, în care expiră timpul, în care se ajunge la un termen care nu poate fi depășit, așa că nativii gemeni trebuie să joace după cum și-au așternut până acum. Deci în săptămâna 6-12 iunie ei trebuie să parafeze un proiect, trebuie să semneze un contract, trebuie să ștampileze un bun de tipar dacă lucrează într-un domeniu unde ei publică articole, studii. Așa că ei nu prea au încotro, deci au toată libertatea să facă ceea ce au promis că fac.
Iată, libertatea pentru nativii gemeni se asociază cu responsabilitate. Pentru că gemenii nu se pot plânge că cineva i-a obligat să îndeplinească anumite sarcini, dimpotrivă se poate spune că gemenii și-au făcut-o cu mâna lor. Gemenii sunt la capătul unor alegeri pe care și le-au făcut singuri. Deci ei au vrut, ei și-au dorit, ei au ales și atunci în săptămâna 6-12 iunie trebuie să se țină de promisiune, trebuie să ducă lucrurile până la capăt, trebuie să predea ceea ce au început, trebuie să dea cumva o formă finală la situația în care s-au băgat. Așa că aveți grijă, dragi nativi gemeni, la faptul că săptămâna nu prea vă oferă opțiuni, nu prea vă oferă șansa de a amâna, deci este o săptămână în care nu se poate folosi decât eficiența orientată într-un mod expres către scopul care trebuie atins. Asta trebuie să facă geminii acum, să-și atingă țintele. Să găsească soluții și, eventual, fiind soarele în zodia lor, să atragă oamenii potriviți care pot să îi ajute sau să îi inspire. Este o săptămână în care gemenii, într-adevăr, găsesc inspirație. Se inspiră de oriunde. Se inspiră dintr-o discuție purtată cu un prieten, se inspiră dintr-o carte, se inspiră dintr-o emisiune pe care o audiază la televizor. Deci soluțiile sunt la tot pasul, numai că gemenii trebuie să se retragă, atenție, ei fac foarte treabă foarte bună doar dacă sunt în liniște, doar dacă li se acordă spațiu, doar dacă se izolează de către ceilalți. Cei trebuie să se retragă, să se claustreze, să se ducă acolo într-o chilie a lor, într-un birou al lor, să se șincuie eventual, să nu vină nimeni peste ei, și să facă, sau un atelier, și să facă ceea ce trebuie să facă. Libertatea pentru gemeni constă în mijloacele, da, sau metodele prin care ei fac lucrurile, adică ei pot să atingă scopul în felul în care își doresc ei. Deci modul în care încheie ceea ce și-au propus să facă îi privește. Gemenii sunt liberi să-și aleagă echipa, sunt liberi să-și aleagă oamenii cu care lucrează, sunt liberi să inventeze metode de lucru, dar ei au obligația de a termina odată ceea ce trebuie terminat. Ei funcționează foarte mult sub imperiul acesta al călăuzirii divine, așa că este o săptămână inspirată de sus pentru nativii gemeni, în care, trebuie să mai spunem și asta, ei nu se pot abține să nu facă lucrurile pe ultima sută de metri. Dar va fi cu succes. Racii. În săptămâna 6-12 iunie se bazează foarte mult pe ceilalți. Este o săptămână în care nativii RAC se simt în largul lor într-o echipă. Simt că au cu cine, simt că aparțin unui grup. Simt că pot să delege responsabilitățile, simt că pot să împartă toate sarcinile. Planetele din Taur, acolo unde are loc conjuncția Venus-Uranus și acolo unde Mercur a devenit direct, se află în casa 11-a. Casa 11-a înseamnă casa prietenilor, a protectorilor, a idealurilor. Așa că nativii RAC în această săptămână pot să facă un pas către materializarea unui ideal. Ei pot să facă să se întâmple ceva ce părea sau li se părea că nu se mai întâmplă. Ei pot să găsească soluții miraculoase. Pot să atragă oameni providențiali în viața lor. Sentimentul acesta că racii nu sunt singuri și că cineva iubește și că întotdeauna Dumnezeu le trimite pe cineva care să-i ajute este marea salvare a săptămânii 6-12 iunie. Mai mult de atât, ei sunt sprijiniți de oameni importanți, ei au spatele acoperit, li se dau favorul, li se acordă avantaje. Derogări. Racii simt că cererile lor le sunt aprobate, indiferent cât de absurde ar putea să fie sau indiferent cât de mult ar putea ei să se abată de la reguli. Și atunci, racii și marșează pe slăbiciunea celorlalți și, de altfel, e bine ca în săptămâna 6-12 iunie să ceară, de exemplu, șefilor, prietenilor, familiei, să ceară niște favoruri pe care, în alte circunstanțe, nu le-ar fi cerut.
dar acum le spune racilor că merge. Așa că este și păcat ca în condițiile acestea astrologice, în care există atât de multă trecere la oameni, racii să nu-și folosească acest atu. Deci au un as în mânecă nativ irac, care constă în sprijinul care li se acordă. Dumnezeu lucrează prin oameni și chiar există oameni în viața racilor care îi ajută să facă saltul către altă etapă. Practic, racii în săptămâna 6-12 iunie fac o separare între cele două planuri ale timpului, trecutul și viitorul. Ceva se închide în viața racilor, ceva ajunge la un punct culminant, ceva se finalizează și se deschide o altă fereastră. Și este o săptămână fantastică pentru nativ irac să culeagă din zbor niște informații, niște date sau să întâlnească niște persoane, cum am spus, providențiale, care să le ajute să ia niște decizii pe termen lung. Deci săptămâna 6-12 iunie pentru raci s-ar putea să fie o săptămână a hotărârilor definitive sau o săptămână hotărătoare pentru ceea ce urmează ca ei să trăiască. Unii raci aveau în minte un anume curs al evenimentelor, se gândeau ca în vara asta, în toamna asta, la anul, peste 2 ani să urmeze un anume curs al evenimentelor. În săptămâna 6-12 iunie ei întâlnesc o persoană importantă, primesc o propunere, sunt ofertați sau sunt invitați să facă parte dintr-un grup, dintr-o echipă, astfel încât ei s-ar putea să aibă un moment de cumpănă și chiar de răzgândire. Racii văd foarte clar în viitor și săptămâna 6-12 iunie îi ajută să ajusteze ceva ce părea pentru ei sigur. Dintr-o dată, începând cu săptămâna 6-12 iunie, s-ar putea ca racii să-și dea seama că altceva li se potrivește mai mult, că altceva este spre binele lor suprem și că poate în altă parte față de cum s-ar fi gândit ei până acum, există mai multe perspective. Oricum ar fi, trecutul ajunge la un grad de finalizare cu coroniță, iar viitorul se întrezărește pe direcția cea mai corectă pentru raci. Leii, între 6 și 12 iunie, au parte de cele patru marcaje din semnul Taurului în casa carierei, în casa imaginii publice, în casa renumelui și a reputației. Așa că este o săptămână foarte bună pentru creștere socio-profesională. Leii sunt bine văzuți, leii sunt apreciați, se afirmă, pot să promoveze, sunt menționați, sunt lăudați. Există foarte multă recunoștință care se îndreaptă acum spre nativii leu. Ei chiar sunt validați ca niște specialiști, ca niște experți în domeniul lor de activitate. Și mai mult de atât, pe lei nu îi interesează confirmările de zi cu zi, nu îi interesează recunoștința care poate să vină de la orice om pe care l-a ajutat, dimpotrivă, pe lei interesează acum recunoștința care vine de la nivelul cel mai înalt. Și chiar de asta o parte lei în săptămâna 6-12 iunie, acești nativi sunt văzuți de oameni importanți, sunt văzuți de cei mai mari specialiști din domeniul lor, sunt văzuți de director, sunt văzuți de o instituție, pot să fie invitat să facă parte dintr-un colectiv. Deci oamenii care cu adevărat contează prin nivelul lor de expertiză sau prin poziția socială, îi cam curtează, îi flatează sau chiar îi premiază pe nativii leu. Vești foarte bune pentru acești nativi sunt și la capitolul sănătate. Știm că lei nu prea excelează în ceea ce privește condiția fizică, decât aceia care se ocupă în mod curent cu un stil de viață sănătos, cu mișcare, cu o dietă echilibrată. Dar pentru ceilalți lei care au un stil de viață, să spunem, dezechilibrat, săptămâna aduce posibilitatea unor revelații de natură medicală. E bine ca lei să-și facă analize acum, pentru că la analize s-ar putea să descopere cine știe ce afecțiune, care dacă nu ar fi fost tratată la timp, s-ar fi putut agrava.
Deci, în acest context de tot răul este spre bine, leii s-ar putea să manifeste anumite simptome care se ducă la medic, unde să descopere că, de fapt, problema este în altă parte și noroc a fost descoperit acum. Deci ar putea ca mulți lei să fie norocoși săptămâna aceasta că lucrurile n-au fost mai rău sau că se manifestă acum. Deci, din timp, lei pot să intervină asupra unei situații medicale pe care o descoperă întâmplător și care ar fi putut conduce la niște somatizări foarte dificil de abordat. Deci au noroc de diagnostic lei sau pur și simplu au noroc că dă peste ei o boală sau niște simptome, dau peste ei niște simptome, pentru că altfel n-ar fi ajuns la medic și n-ar fi aflat cât de gravă ar fi putut să fie situația. Despre lei mai trebuie să spunem că sunt într-o perioadă vizibilă din punctul de vedere al anturajului. Ei sunt doriți, ei sunt apreciați, se bucură de relații de prietenie. Soarele din Gemeni încurajează asocierile, încurajează excursiile, încurajează viața socială, așa că nativii leu s-ar putea să fie curtați să oficieze o ceremonie, să devină mentori, să devină îndrumători sau să devină părinți spirituali. Adică un nativ leu s-ar putea să fie invitat să fie naș de cununie, să fie naș de botez la un copil sau pur și simplu să joace un rol important într-o ceremonie oficială sau chiar să organizeze un eveniment. Deci lei s-ar putea să pună la cale o reprezentație, un spectacol, un eveniment din poziția de purtător de cuvânt. Adică ei să fie cei care organizează, de exemplu, banchetul de absolvire al liceului, revederea de 30 de ani de la facultate. Deci lei sunt plini de inițiativă și sunt reprezentanții unui întreg grup. Totul trece prin mâinile leului în săptămâna 6-12 iunie. Leul este cel care strânge bani, leul este cel aflat în poziția care îi place cel mai mult și anume poziția centrală. Așa că să ne pregătim în săptămâna 6-12 iunie să ne învârtim în jurul leilor. Fecioarele în săptămâna 6-12 iunie sunt într-o dispoziție, să spunem, de excelență. Nivelul la care evoluează fecioarele nu poate să tindă decât spre maxim. Ce știm noi despre perfecționism? E mic copil față de ce trăiesc fecioarele în săptămâna 6-12 iunie. Știm că fecioarele întotdeauna aspiră spre mai mult, sunt nemulțumite de ceea ce au și vor întotdeauna să facă lucrurile impecabil. Chiar este o săptămână a impecabilului pentru nativii fecioară, săptămâna 6-12 iunie, ceea ce le ajută să intre în contact cu anumite persoane. Doar cu cei mai buni. Fecioarele, dacă vor un sfat, nu-l vor cere decât de la cel mai bun om din domeniul respectiv. Dacă vor un medic, nu vor dori decât la cel mai experimentat și reputat medic din specializarea respectivă. Dacă vor, de exemplu, să se angajeze la o companie, nu își vor depune dosarul decât la CV-ul, pardon, decât la compania care este lider pe piața respectivă. Dacă vor să lucreze într-o instituție, se vor duce cu dosarul la instituția aflată la cel mai înalt nivel în domeniul lor de activitate. Deci nu există rabat de la calitate. Și dacă vor să învețe de la cineva, ei se vor duce la cel mai bun profesor, la cel mai bun mentor, la omul pe care îl apreciază cel mai mult în domeniul respectiv de activitate. Deci nu există compromis pentru nativii fecioară în ceea ce privește calitatea. Fecioarele în săptămâna 6-12 iunie sunt obsedate aproape de cunoaștere, sunt obsedate să-și ia informații, sunt obsedate să afle, să participe la cursuri, să știe. Așa că
ele se pot înscrie la forme de studii, pot să aibă succes la examene, pot să-și îmbogățească biblioteca, pot să dea bani grei, poate chiar pe meditații. Așa că nativii Fecioară trebuie să progreseze și să își ia repere la nivelul cel mai înalt de leadership. Există și situația fecioarelor care sunt la nivelul de excelență care le permite să devină mentori. Multe fecioare au o activitate pronunțat didactică în săptămâna 6-12 fecioare. 6-12 iunie. Săptămâna 6-12 fecioare. Mi-a plăcut. Deci în săptămâna 6-12 iunie fecioarele sunt căutate pentru sfatul, sunt căutate pentru nivelul lor de expertiză, pentru nivelul lor de cunoaștere. Sunt dorite în poziție de mentor, de îndrumător, de profesor. Fecioarele pot fi cele care predau cursuri, care ghidează, care orientează profesional, vocațional, educațional. Așa că fecioarele sunt preferate în rolul de învățători. Toată lumea are ce să învețe de la fecioare. În săptămâna 6-12 iunie, fecioarele, iată, joacă acest rol de lider inspirațional. Fecioarele ne inspiră. Fecioarele au ceva ce își doresc ceilalți. De aceea nu putem să ne ascundem după deget. Cu soarele în casa 10-a, fecioarele sunt și extrem de invidiate. Invidia aceasta care se proiectează asupra fecioarelor uneori este irațională. Pentru că oamenii văd doar partea care le place, dar nu văd și munca din spatele fecioarei. Și atunci ar putea ca unele fecioare să fie discreditate în mod gratuit. Cineva să le bârfească, cineva să le vadă doar defectele, cineva să le vadă numai punctele slabe. Însă nativii fecioară nu suferă de stimă de sine scăzută în această perioadă, așa că știu foarte bine care le este valoarea. Faptul că fecioarele își conștientizează valoarea și faptul că această valoare este confirmată din exterior reprezintă un climax pentru acest început de vară. De asemenea, nativii fecioară s-ar putea să aibă inițiative îndrăznețe în ceea ce privește nu doar planurile de studii, să le vină ideea să mai facă o facultate, să mai facă un master, să se înscrie la un doctorat, să mai învețe o limbă străină, ci și în ceea ce privește călătoriile. În mod absolut spontan, fecioarele pot să își rezerve o excursie, să-și ia bilete de avion sau să aibă parte de un chilipir. Să primească un bilet de-a gata, să primească un bilet la concert, să câștige. De exemplu, să câștige niște bilete la Antol de la un concurs de la radio. Atrag premii, trofee, atrag călătorii, atrag iată, bilete la evenimente, la concerte, la spectacole nativii fecioară, ori cineva renunță în favoarea fecioarei, ori cineva pur și simplu le dă fecioarelor sub formă de cadou o excursie, o vacanță, un bilet la un spectacol, sau fecioarele pur și simplu câștigă la un concurs. Este o săptămână interesantă din punctul de vedere al câștigurilor, în condițiile în care știm că fecioarele se bazează mai mult pe muncă și pe ele. Ei bine, săptămâna aceasta, dragi fecioare, n-ar risca să puneți un bilet la tombolă, să vă înscrieți la un concurs, să puneți mâna pe telefon și să sunați la radio sau la o emisiune TV care oferă anumite premii. Înscrieți-vă la tombolă pentru că s-ar putea să câștigați. Uranus este în conjuncție cu Venus și aduce idei sclipitoare, adică fiți prezenți, în momentul în care vă vine ideea, acționați, puneți mâna pe telefon sau trimiteți mail-ul, iar Pluto din casa 5-a în trigon cu Mercur s-ar putea să vă facă să trăiți niște premiere absolute. Premiera absolută de a câștiga un concurs, după cum spuneam. Premiera absolută de a primi ceva degeaba. Dragi fecioare, mulțumiți-vă nu doar cu rezultatele muncii voastre, ci și cu ceea ce primiți de la alții sau poate chiar degeaba. Pentru că, de fapt, nu primim niciodată nimic degeaba și ceea ce primiți voi este rezultatul unui efort pe care l-ați depus și care acum se traduce printr-o recompensă. Balanțele
în săptămâna 6-12 iunie se află într-un punct de recalibrare financiar. Până la bani aș puncta un interes deosebit al acestor nativi pentru tot ceea ce înseamnă lume nevăzută, ezoterism, spiritualitate. Balanțele sunt într-un fel de sevraj al căutărilor spirituale. S-ar putea ca multe balanțe să caute răspunsuri despre viața lor, să consulte astrologii, să meargă la preoți, să prefere clarvăzătorii, să meargă la popa să le deschidă carte, să citească 700 de cărți de dezvoltare personală, să îl terorizeze pe psihoterapeut cu întrebări despre care și-au adus aminte abia după ce s-a terminat ședința săptămânală. Așa că sunt extrem de invazive și pe alocuri foarte agresive balanțele. Sunt pline de întrebări. Domină orice fel de grup de lucru cu întrebările, vor să afle tot, pun întrebări, întrerup discursul celui care facilitează o întâlnire. Dacă sunt la școală sau la facultate sau într-un context de studiu, la un curs informal, balanțele trebuie să afle, trebuie să știe. Deci, atenție, dragi balanțe, luați-o mai ușor, pentru că sunt foarte multe lucruri pentru care nu este timpul să primiți răspunsul. Și s-ar putea să stârniți niște reacții adverse, întrucât, repet, aveți tendința aceasta de a acapara discuția sau de a monopoliza interesul, de a monopoliza centrul de interes al grupului. Balanțele sunt nerăbdătoare să știe, să afle. Unele balanțe chiar se trezesc spirituale în această perioadă. Și când ți se pare că ai înțeles că viața este mai mult decât ceea ce credeai până acum, bineînțeles că ți se pare că ai descoperit America și începi să dezvolți o foame pentru tot ceea ce este nou. Foamea de cunoaștere pune stăpânire pe balanțe. Dacă au aflat despre astrologie, trebuie să cumpere toate cărțile de astrologie de pe piață. Dacă au aflat despre viața după moarte, despre reîncarnare, trebuie să meargă neapărat să-și facă o ședință de hipnoză, o regresie. Să se ducă peste hotare la nu știu ce mare guru. Asta în privința preocupărilor abstracte pentru cunoaștere și pentru lumea nevăzută. În ceea ce privește latura practică a vieții, noroc că nativii balanță au nevoie și de bani, au nevoie de resurse, numai că săptămâna 6-12 iunie actualizează pentru nativii balanță posibilitatea unei manifestări a abundenței din senin. Nu pică bani din cer, nu cresc bani în copaci pentru nativii balanță, cineva însă joacă rol de sponsor. Iată că balanțele pot cu foarte mare succes să se bucure de avantaje prin ceilalți. Pot să câștige printr-un comision. De exemplu, unele balanțe pot să intermedieze o afacere, o tranzacție și să-și iau acolo un procent de 5%. Alte balanțe beneficiază de pe urma faptului că dispar niște responsabilități pe care le aveau față de partener sau față de copii. Partenerul câștigă mai mult sau partenerul nu îl mai solicită la fel de mult pe nativul balanță în direcția unor cheltuieli. Cert este că balanțele scapă de niște cheltuieli, scapă de o grijă. Bugetul familiei se echilibrează pentru că celălalt, partenerul, soțul, soția sau copilul sau părintele, nu mai pune atât de multă presiune financiară. Chiar ca să fac ca să dau un exemplu, un studiu de caz, se ia vacanță școlară în săptămâna 6-12 iunie. Pe 10 iunie este ultima zi de școală. Și mă gândesc la soții născuți în zodia balanței, cu soții profesoare, educatoare, învățătoare. Cunosc cazuri de învățătoare care practică meseria cu pasiune și din vocație, unde noroc că soțul balanță sprijină financiar
toate materialele didactice, sărbările de sfârșit de an, astfel încât învățătoarea se duce din pasiune la școală, iar soțul balanță plătește ca și cum ar avea nu doar copilul lor de acasă, ci o clasă de 30 de copii. Deci, iată un exemplu despre ce înseamnă ca o balanță să se ușureze de o povară financiară. Noroc că vine vacanța pentru multe balanțe și iată, într-adevăr, poate copilul nu mai stă în gazdă, poate unul dintre copii nu mai face naveta. În orice caz, bugetul familiei se echilibrează pentru balanțe prin faptul că dispare o cheltuială sau dispare o obligație de plată. Deci li se șterg niște obligații de plată balanțelor în săptămâna 6-12 iunie. Li se ia o piatră de pe suflet. Există o scădere a volumului de responsabilitate. Deci, pur și simplu, balanțele nu mai trebuie să ducă în fiecare zi copilul la școală, nepotul la școală, nu mai trebuie să dea bani în fiecare zi, nu mai au aceeași presiune a unor obligații zilnice. Deci rutina balanțelor se simplifică destul de mult în săptămâna 6-12 iunie și balanțele simt că se pot baza foarte mult pe ceilalți sau simt că ceilalți își găsesc liniștea și fără ajutorul lor. Este singurul lucru pe care și-l doresc balanțele în această săptămână, apropo și de această conjuncție dintre Venus și Uranus, să-și găsească această liniște prin sentimentul că nimeni nu mai are nevoie de ea. Deci balanțele care respiră liniștite pentru că își revin la o rutină pe care pot să o controleze sunt niște balanțe fericite. Balanțele fericite, iată, sunt balanțele care nu mai au acele presiuni ale unor răspunderi zilnice. În sfârșit pot să-și facă programul singure, în sfârșit nu trebuie să mai respecte programul altora, în sfârșit nu trebuie să mai fie la dispoziția altora care tot timpul au nevoie de ei. Deci, iată, balanțele pot să se guverneze mult mai bine singure în săptămâna 6-12 iunie, astfel încât pot și ele să facă ce vor cu timpul lor și pot să facă ce vor inclusiv cu banilor. Scorpionii în săptămâna 6-12 iunie au patru planete în semnul opus, în semnul Taurului. Așa că pe nativii Scorpioni îi cam paște ori dragostea, ori asocierea, ori oficializarea unei relații. Ceva se întâmplă la modul oficial pentru nativii Scorpion. Foarte mulți Scorpion simt nevoia acum să declare public apartenența la un cuplu, la o structură, la o echipă. Așa că Scorpionii s-ar putea să constatăm că își schimbă informațiile pe rețelele de socializare, scriu acolo pe Facebook, într-o relație, eventual pun și într-o relație cu. Sau mulți Scorpioni își asumă identitatea socială prin statutul de divorțată, văduvă, văduv. Am propus odată diferite formule pentru Facebook, unde la rubrica relații, situație matrimonială, relațională, să existe și posibilitatea de a bifa celebra expresie românească cu cununiile legate. Adică poți să fii într-o relație, căsătorit, divorțat sau cu cununiile legate. Dar cert este că Scorpionii își asumă public. Este o săptămână a asumării. Este o săptămână în care Scorpionii sunt întrebați în legătură cu o situație pe care au ținut-o sub tăcere și ei, de data aceasta, sunt sinceri. Cunosc Scorpioni sau persoane cu ascendent în Scorpion care după ani de zile în care erau divorțate, nu spuseseră anumitor persoane că nu mai sunt căsătorite. Apropo de cât de departe poate să meargă zodia Scorpionului în a ascunde niște lucruri, în a-și ascunde identitatea, în a salva niște aparențe, în a-i lăsa pe ceilalți să creadă ceea ce vor ei să creadă. Adică Scorpionii. Nu este cazul și în săptămâna 6-12 iunie, pentru că Scorpionii ies în față și declară public, spun foarte clar care este statutul lor, care sunt intențiile lor. Totul este la vedere pentru Scorpioni
Și foarte mulți dintre scorpioni se lămuresc asupra intențiilor, planurilor și dorințelor celorlalți. De aceea este o săptămână a dialogului, a comunicării. Scorpionii e bine să întrebe, este bine să nu facă supoziții, este bine să nu trăiască după impresiile din capul lor. Așa că scorpionul trebuie să pună întrebarea verde în față: măi băiatule, ce ai de gând? Măi fetiță, care-i treaba cu tine pe aici? Sau șeful, spune-mi drept, care e părerea ta despre mine? Știți versurile acelea folclorice? Măi leliță, spune drept, cine te-a mușcat de piept? Cam acestea sunt curiozitățile scorpionului în săptămâna 6-12 iunie. Scorpionul chiar vrea să știe. Chiar vrea să afle. Nu vrea să se mai mintă, sau este recomandabil din punct de vedere astrologic cel puțin să nu se mai mintă. Și să știe foarte clar pe ce teren se așează. Dacă poate să aibă așteptări de la cineva. Sunt foarte mulți scorpioni care așteaptă. Da? De exemplu, gândiți-vă la scorpionii care vin în consultație astrologică și întreabă: mă potrivesc cu cutare? Ăla nici nu știe. Da? Mă potrivesc cu Gheorghiță. Gheorghiță habar n-are că Violete, care la mine în consultație, îi place de el. De unde să știe Gheorghiță? Că nici nu s-au văzut vreodată la cafea. Ei, acum scorpionii au acest curaj de a pune întrebarea potrivită. Așa că, dragi scorpioni, puneți întrebările. Întrebarea corectă vă va ajuta să obțineți răspunsul corect. Nu mai trăiți în capul vostru, nu mai faceți supoziții, nu mai interpretați, căutați certitudini. Și este o săptămână a certitudinilor. În săptămâna asta te duci la Gheorghiță și îl întrebi: băi băiatule, ție îți place de mine sau nu îți place de mine? Transparența este o calitate pe care scorpionii pot să o cultive acum, mai ales că Pluto din casa comunicării, în trigon cu Mercur din semnul Taurului, îi ajută pe nativii scorpioni să se trezească. Ei ies dintr-o iluzie, ei înțeleg foarte clar ce se poate și ce nu se poate, ce este realizabil și ce este utopic. Scorpionii care se lămuresc că merg pe o direcție moartă, nu-i nimic, au un plan B. Așa că pentru foarte mulți scorpioni, săptămâna 6-12 iunie poate să le aducă planul B. Poate să le aducă șansa de a activa soluția de avarie, de rezervă. Așa că unii se vor reorienta, mulți scorpioni își vor canaliza atenția spre alt obiectiv sau pur și simplu vor căuta o cu totul altă supapă. Așa că, dragi scorpioni, pregătiți-vă să vedeți lucrurile clar și pregătiți-vă ca totul să iasă la suprafață. Săgetătorii în săptămâna 6-12 iunie sunt foarte activi, n-au stare în primul rând, sunt în toate părțile și nicăieri, foarte greu reușești să-i prinzi, foarte greu apus să stai de vorbă cu ei, foarte greu îi găsești la telefon. Unii săgetători sunt și foarte neglijenți, îți promit că te sună, nu uită să-ți întoarcă apelul, nici nu-și dau seama că au avut apel pe telefon, uită să-ți țină telefonul pe sonor. Este un haos generalizat în viața săgetătorilor, pentru că este foarte mare nevoie de ei. Săgetătorii sunt doriți, sunt luați în echipă, sunt cooptați, sunt convocați, sunt numiți, fac parte din tot felul de comitete, de comisii și se bucură, dacă este să le validăm ego-ul, de acest rol de exclusivitate. Săgetătorul îi se spune: vino, că numai pe tine mă bazez. Numai cu tine vreau să fac asta. Numai în tine am încredere. E, și acest exclusivism, bineînțeles că gâdilă foarte mult ego-ul săgetătorilor. Deci este o săptămână a ego-ului gâdilat pentru acești nativi. Cui îi place să îi se spună că numai ca tine, tu ești singur. Fără tine nu se poate. Partea mai puțin plăcută pentru săgetător este că, bineînțeles, fiecare om își urmează interesul și când cineva vine la săgetător să-i spună numai tu mă poți ajuta, bineînțeles că el
urmărește să fie ajutat. Nu neapărat să-l flateze pe săgetător. Așadar, săgetătorii s-ar putea să se lase înduplecați, să se lase manipulați. Unii dintre ei, cu bună știință, s-ar putea să îl lase de la ei doar ca să facă pe plac și doar pentru că aud ceea ce le place. De săgetătorul este foarte sensibil la laude, la complimente sau chiar la lingușiri săptămâna aceasta, pentru că un cuvânt strecurat în urechea săgetătorului la momentul potrivit, în doza optimală, face minuni. Așa că nativii săgetători chiar devin săritori, devin foarte harnici, foarte eficienți, spre folosul altora, câtă vreme ei se simt apreciați. Deci aprecierea este principiul de bază după care funcționează săgetătorii în săptămâna 6-12 iunie. De asemenea, ei vorbesc limbajul de iubire al cadourilor. Le place nu doar să audă cât sunt de buni și de frumoși și de doriți, le place să primească. Le place să primească flori, le place să primească bomboane și le place să primească mai ales obiecte de lux. Așa că atenție la toți cei care aveți săgetători prin preajmă. Săgetătorul nu se mulțumește cu ceva ieftin, el vrea ceva consistent, el vrea ceva doar de la cea mai bună firmă, vrea doar de la cea mai bună cofetărie, vrea doar de la cea mai vestită cofetărie, florărie. Așa că standardele săgetătorilor sunt la cel mai înalt nivel. Și este o săptămână în care săgetătorii vor plusa. Și o să vedem săgetători care îi testează pe ceilalți. Ia să vedem. Dacă eu spun asta, oare el ce va spune? Dacă eu îi cer ceva, oare îmi va da acel ceva sau va da ceva mai mult? Sunt foarte fini psihologi și foarte abili negociatori săgetători în săptămâna 6-12 iunie. Ei studiază comportamentele și reacțiile oamenilor și vor să-și facă o părere despre ceilalți. Săgetătorii sunt niște mici detectivi, niște mici mari detectivi, ei sunt ca niște agenți secreți care vor să descopere tainele personalității celor din jur. Și v-am spus, ei testează foarte mult. Deci orice săgetător îi va testa pe ceilalți, le va testa disponibilitatea, le va testa limitele, le va testa capacitățile, gradul de cunoaștere, gradul de stăpânire de sine. Așa că săgetătorii, oricum ar fi, vor încerca și ei să îi provoace pe ceilalți. Pe principiul, dacă merge, merge, dacă nu merge, asta este. Am încercat. Din punct de vedere medical, s-ar putea ca unii săgetători să aibă ceva de furcă. Oricum, în primul rând, s-ar putea să nu fie vorba despre afecțiuni medicale ale lor, ci s-ar putea să fie vorba despre faptul că săgetătorii sunt persoane de nădejde în îngrijirea altora. Foarte mulți săgetători au acum persoane în grijă, trebuie să ai grijă, bă, grijă de alții. Trebuie să le facă curat copiilor în casă, trebuie să ducă pe cineva în vârstă la spital. Trebuie să aibă grijă de câinii unui vecin care este plecat. Dar unii săgetători, într-adevăr, au nevoie să își vadă și de propria sănătate și atenție foarte mare la toate afecțiunile care pornesc pe fond respirator sau endocrin. Mai ales la săgetătorii care au predispoziție către asemenea probleme sau care au situații medicale care riscă să recidiveze. Deci săgetătorii s-ar putea să fie opriți dintr-un drum unde îi dau tot înainte doar de către niște semne de boală. Și din păcate chiar așa li se întâmplă săgetătorilor, pentru că ei uită să aibă grijă de ei, se pierd în muncă, se pierd în interesele altora și iată că s-ar putea acum să fie opriți doar de către o boală care să-i direcționeze spre nevoia de a avea grijă de ei. Altfel, săgetătorii merg înspre o armonizare a relațiilor, tocmai pentru că ei își dau seama sau se prind
de adevăratele intenții ale oamenilor și, după cum spuneam, să nu credeți că săgetătorii sunt ușor de manipulat sau de jucat pe degete. Ei lasă foarte multe impresii și consimt. Pe săgetători, în săptămâna 6-12 iunie, se prefac că nu înțeleg când ceilalți încearcă să-i manipuleze și să lasă manipulați, dar să fiți atenți că ei nu sunt naivi și dacă fac ceva, fac pentru că ei vor, nu pentru că au fost orbiți sau prostiți. Capricornii, în săptămâna 6-12 iunie, au o efervescență sentimentală în astrogramă. Cele patru astre din Taur se așează în casa iubirii. Așa că nativii Capricorn au motive de satisfacție personală. Se bucură, se simt răsfățați, se simt iubiți, primesc flori, primesc bomboane, primesc invitații la teatru, la film. Pot să aibă parte de experiențe senzoriale, fizice, în sfârșit sărută prințul mult visat, în sfârșit copilul are o reușită. Foarte multe satisfacții le vin Capricornilor prin copii acum. Bucuria copiilor devine bucuria Capricornilor și știm că vorbim despre o zodie care are tendința aceasta de a proiecta asupra copilului propriile lipsuri și goluri. Așa că, dragi Capricorni, aveți foarte mare grijă la ceea ce îi oferiți copilului, nu îl îndreptați în direcția în care să-și trăiască viața pe care voi n-ați apucat să o trăiți. Dar există un element pe care trebuie să notăm la nativii Capricorni, ieșirea aceasta din zona de conservatorism. Capricornul știm foarte bine că funcționează ca un metronom, funcționează după niște reguli, funcționează întotdeauna după condițiile pe care le impune o etichetă, nu și în săptămâna 6-12 iunie. Așa că vom vedea Capricorn care ies din tipare, Capricorn care fac lucruri pe care nu le-ar fi făcut. Unele lucruri le fac în numele iubirii, alte lucruri le fac în numele copiilor. De exemplu, acordă permisiuni pe care nu le-ar fi acordat niciodată copiilor. Îi recompensează pe copii într-un fel în care niciodată n-ar fi făcut-o în alte circunstanțe. În ceea ce privește dragostea, Capricornii pot să accepte acum niște idei pe care altădată nu le-ar fi primit sub nicio formă. De exemplu, unii Capricorni s-ar putea să accepte să trăiască o viață ascunsă, duplicitară. Alți Capricorni s-ar putea să accepte să intre într-o relație cu o persoană care este separată, dar încă nu divorțată cu acte, sau poate să fie vorba despre diferența de vârstă. Unii Capricorni s-ar putea să iasă cu un partener sau o parteneră cu 20 de ani mai tânăr, mai tânără, sau cu 20 de ani mai în vârstă. Cert este că în dragoste, iată, totul devine posibil pentru nativii Capricorn. Și cert este că dragostea de părinte a Capricornilor întrece foarte multe limite. Capricornii sunt dispuși acum la foarte multe sacrificii sau la încălcarea anumitor principii. Fac lucruri pe care niciodată nu le-ar fi făcut nativii Capricorn. De asemenea, Capricornii au această aplecare spre o extravaganță care îi scoate în centru atenției. Sunt niște apariții ciudate, dubioase pentru ceilalți, suspecte. De exemplu, Capricornii care se îmbrăcau într-un anume fel apar vopsiți cu părul mov, apar în niște haine mai deșuchiate, ceea ce nu le stă deloc în fire. Așa că nativii Capricorn s-ar putea să experimenteze un alt stil, s-ar putea să facă senzație, s-ar putea să facă impresie, s-ar putea să-i lase pe ceilalți cu gura căscată, pentru că ceilalți se întreabă, da, este el, este ea, adică cum a putut să facă așa ceva, cum a ieșit el din tipare, sau cum a reușit ea să accepte o asemenea exhibiție în public. Deci Capricornii ies în evidență în modalități care de obicei nu-i caracterizează. Totul face parte din acest plan personal de reinventare, de renaștere, de schimbare, de identitate,
pe care îl propune de atâția ani Pluto în semnul Capricornului, așa că mulți Capricorni renunță acum la niște inhibiții, renunță la niște tipare vechi, renunță la niște frici, renunță la niște măști. Și se arată lumii într-un cu totul alt mod față de cum au făcut-o până acum. Vărsătorii între 6 și 12 iunie sunt de gardă. Ei sunt în post, sunt stâlpii pe care se sprijină toată construcția și toată lumea. Cele patru marcaje din semnul Taurului au loc în casa casei, deci în zona familiei, a locuinței. Cam acolo își trăiesc vărsătorii viața, totul se învârte în jurul celor dragi. Ei sunt și în săptămâna 6-12 iunie pionii principali. Nimic nu se întâmplă în casă fără contribuția vărsătorului. Mai mult de atât, vărsătorul are idei trăznite, implementează niște proiecte, face lucrurile să se întâmple, îi duce pe ceilalți în spate sau pur și simplu le deschide orizonturile. Vărsătorii au niște propuneri senzaționale, futuriste, cum le stă în fire, originale, conectate la un viitor pe care ceilalți încă nu pot să-l priceapă. Și cu mare frustrare pentru persoanele apropiate și mai ales pentru membrii familiei, din nou vărsătorul are gura aurită. Și ne trezim cu vărsători care în urmă cu ceva timp au scos pe gură o anumită afirmație și iată că în săptămâna 6-12 iunie afirmația respectivă devine realitate sau devine posibilă sau deja se arată un fir narrativ, un fir epic care conduce către ceea ce a spus vărsătorul. Deci, profețiile pe care le-a făcut vărsătorul încep să se adeverească. Cum ar veni membrii familiei îndeosebi, dar toți cei apropiați în general, oamenii de suflet din viața vărsătorului, ajung la vorba acestui nativ. Mai ales cei care s-au opus vehement, care au contestat, care au spus nu, care s-au opus contra. Dintr-o dată, vărsătorul îi se dă dreptate, vărsătorul, mai mult de atât, este implicat în mod direct să facă lucrurile să se întâmple în acel sens. Propunerile vărsătorului nu concordă sub nicio formă cu planurile celorlalți, numai că se pare că în ceea ce privește viața tuturor membrilor familiei și, mai v-am spus, viața persoanelor apropiate din anturajul imediat de pe cercul următor familiei, se lasă într-un final pe mâna vărsătorului, pentru că vărsătorii au acum o viziune fantastică asupra unor lucruri care celorlalți nu le sunt accesibile. Faptul că Saturn retrogradează în propriul semn îi face pe vărsătorii nu doar vizionari, ci extrem de implicați în lucrurile pe care trebuie să le împingă de la spate pentru ceilalți. Adică vărsătorul nu doar le spune altora care ar fi ideea potrivită, să trezesc și cu materializarea în braț. Adică ceilalți îi pasează vărsătorului răspunderea, îi pun în brațe rezolvarea, îi spun că este singurul care are soluția, așa că, dragă vărsătorule, apucă-te să și faci. Dacă ai deschis gura, treci la treabă. Cam asta li se aplică vărsătorilor săptămâna 6-12 iunie. Adică dacă vărsătorul apucă să spună este posibil să facem așa, cineva din familie sau din anturaj va spune vărsătorului perfect, așa facem, fă tu. Hai să facem, pentru vărsători înseamnă în săptămâna 6-12 iunie, fac eu. Pentru că altcineva nu are cine. Deci vărsătorul este omul care duce la îndeplinire niște situații pe care tot el le generează. Și atunci mulți vărsători s-ar putea să regrete că au deschis gura, s-ar putea să spună mai bine tăceam, sau dacă tăceam, filozof rămâneam. Numai că în săptămâna 6-12 iunie vărsătorii nu prea tac. Așa că n-au nici cum să tacă, nici cum să fie filozofi. Ei sunt oameni de acțiune, ei sunt oameni care trebuie să aducă o contribuție concretă la creșterea celorlalți. Sunt în rolul de părinți.
atât știu vărsătorii în săptămâna 6-12 iunie, cum să-i dădăcească pe ceilalți, cum să-i împingă de la spate, cum să rezolve probleme pentru ei, cum să contribuie la creșterea lor. Vărsătorii cresc oameni. Îi cresc pe cei de acasă, îi cresc pe cei apropiați, îi cresc pe cei care sunt în responsabilitatea lor profesională. Pe unde trece vărsătorul, crește. Cum se și spune, unde pune vărsătorul mâna, crește. Sau unde dă vărsătorul, crește. Știți cum vorba românească, unde dă tata, crește. E, săptămâna aceasta crește și acolo unde vărsătorul ceartă, muștruluiește, destabilizează. Deci, vărsătorii clar produc efecte, influențează viața celorlalți și v-am spus, nici nu pe cine să dea vina. Este vina voastră, dragi vărsători, în momentul în care vă vine o idee sau găsiți o soluție în beneficiul cuiva foarte drag, pregătiți-vă să și faceți lucrurile în numele persoanei respective. Peștii în săptămâna 6-12 iunie își revin din punctul de vedere al comunicării și au sentimentul că li se aliniază și lor dintr-o dată planetele. Cu Mercur retrograd în casa comunicării, de când Mercur revenise în semnul Taurului, foarte mulți pești au avut sentimentul că nu sunt pe aceeași lungime de undă cu ceilalți. Una au spus, alta s-a înțeles, ce au zis ei, ce a priceput lumea, sau ceilalți au înțeles, dar nu au priceput ce a vrut nativul pești să zică. Cu Mercur redevenit direct, nativii pești au sentimentul că se înțeleg mai bine cu ceilalți, că ceilalți percutează la intențiile lor, că se aliniază pe aceeași lungime de undă. Deci găsesc mult mai ușor nativii pești oameni cu care să rezoneze și cu care să împărtășească același nivel de înțelegere a realității. Numai că Venus în conjuncție cu Uranus îi face pe nativii pești extrem de recalcitrat. S-ar putea ca săptămâna 6-12 iunie pentru acest nativ să fie săptămâna lui nu. Peștii să refuze, să nu-și dorească, să nu vrea, să devină gică contra, să se pună de-a curmezișul, mai ales dacă li se propune un plan de acțiune pe care peștii nu l-au premeditat. Sunt foarte refractari peștii la idei noi. Orice idee care nu vine de la ei este primită cu suspiciune sau este refuzată din start. Peștii vor să facă doar ceea ce vor ei, vor să gândească foarte bine lucrurile, nu suportă ca cineva să le dea o altă pistă, nu suportă ca cineva să le dea o altă soluție. Și atunci cu nativii pești nu te poți înțelege decât dacă cumva ai această abilitate de ai face să se să aibă impresia că ei au venit cu ideea și nu tu. Deci practic, mai ales asta e o treabă tipic feminină, femeile, doamnele măritate cu bărbații născuți în zodia pești, trebuie să îi implementeze soțului o idee în cap, astfel încât ea să creadă că ideea vine de la el. De foarte multe ori am avut această discuție în consultații. Strategie tipic feminină. Deci nu merge nimic cu forța, nu merge nimic la exerciții impuse pentru nativii pești în săptămâna 6-12 iunie. Ei trebuie să facă doar ce vor. Iar dacă nu vor, nu vor. Așa că ei au tendința de a se izola, de a se retrage sau de a se dedica unor treburi urgente. Inventează o problemă. Dacă nu există nativii pești, ei dintr-o dată preferă să simuleze, să se prefacă că sunt foarte ocupați sau să găsească foarte multe scuze. Suni un nativ pești, să-l inviți în oraș sau să-l rog să te ajute cu ceva și el îți spune, nu pot, trebuie să predau ceva, trebuie să iau copilul, sunt răcit. Că peștii găsesc foarte mult, sunt foarte inventivi atunci când trebuie să găsească scuze, când de fapt el pur și simplu era furios că fusese întrerupt de la serialul lui preferat pe Netflix.
Așa că nu prea putem crede ceea ce spun peștii în săptămâna 6-12 iunie. Ei sunt niște magicieni, sunt niște iluzioniști. Una spun și alta fac, dar în orice caz, de fapt, nativii pești acum reușesc să își protejeze spațiul personal. Ei găsesc scuze, găsesc motive să se apere de imixtiunea celorlalți. Ei nu vor pe nimeni să le strice zenul. Nu vor să se ducă nicăieri acolo unde nu le place. Nu vor să participe la nicio întâlnire care nu le face plăcere sau care nu le aduce satisfacție. De exemplu, nativii pești vor refuza orice fel de participare la un eveniment care este mai mult din obligație. De exemplu, nu se vor duce la o nuntă pentru că erau datori sau nu se vor duce la un botez, la o petrecere, din simplu motiv că nu au chef. Dar ei vor găsi motive. Peștii pot să găsească motive la un nivel fantastic de creativitate, de inventivitate. A murit pisica, a murit bunica care a mai murit de 7 ori, am ceva de predat la serviciu sau pur și simplu sunt plecați în vacanță la Băile Felix, iar ei erau în pat cu pisica pe nume Felix. În orice caz, este o săptămână pentru nativii pești a eschivelor, este o săptămână a fentelor, este o săptămână a driblingului și sunt absolut admirabili nativii pești în această capacitate pe care o au de a se debarasa de ceilalți și de a-și proteja preocupările, interesele și direcția lor de viață. Practic, nimic și nimeni nu poate să-i abată pe nativii pești de la ceea ce își doresc și preferă să facă. Este o săptămână a dorințelor și este o săptămână în care nativii pești reușesc să elimine din viața lor tot ceea ce le produce disconfort sau tot ceea ce vine la un moment pe care ei îl consideră nepotrivit. Deci, iată câtă magie reușesc nativii pești să aducă atât în propria viață, cât și în viețile celorlalți în săptămâna 6-12 iunie. Să mai spunem pentru acești nativi, doar atât, cu Saturn devenit retrograd în casa a 12-a, foarte mulți nativi pești s-ar putea să se întoarcă în trecut cu gândul, s-ar putea să rumege anumite situații și s-ar putea să aibă dificultăți în a accepta modul în care se întâmplă lucrurile. Poate de aici și nevoia lor de mecanisme defensive. Deci peștii folosesc negarea ca pe un mecanism de protecție pentru că ei sunt preocupați de anumite subiecte. Ei foarte greu trec peste anumite lucruri, peste anumite situații, foarte greu trec peste modul în care s-a întâmplat o ruptură sau o pierdere. Așa că săptămâna 6-12 iunie trebuie să mai spunem și că pe foarte mulți nativi pești îi vai prinde într-o dispoziție contemplativă, analitică, la adresa unor evenimente unde ei au rămas cu niște sechele sau au rămas cu o frustrare că lucrurile n-au ieșit într-un final cum au vrut ei. Să privim către viitor, să privim cu optimism către săptămâna 6-12 iunie și, după cum am spus la începutul întâlnirii noastre, să învățăm să creăm punți de legătură între insulele pe care suntem educați să trăim și în care ne ducem viața de zi cu zi, chiar și prin alegere personale. Sunt Valeriu Pănoiu, până data viitoare îmi iau rămas bun de la voi, la fel și Cronicile Astrale Tele7 ABC.